Dragii noștri prieteni, ne bucurăm să vă revedem la un nou sezon în familie. Sezonul al 8-lea este o mare, mare bucurie pentru noi toți. Ajungem în casele dumneavoastră după circa 7 luni de absență. Mă bucur să fiu în continuare la această emisiune cu colega mea Simona. Iată ce frumos s-a îmbrăcat de data asta. Mulțumesc mult de tot partenerului nostru Florin Burescu pentru această ținută. Nu o uit nici pe Adriana Badea de la salonul Rarea. Este în continuare în parteneriat cu noi. Cred că vrei tu să spui ceva despre locația minunată unde am revenit. E locația pentru care trebuie să mulțumim. O locație frumoasă, Grand Sala se numește, și o să facem aici întregul sezon. Exact, o îmbrățișăm cu tot dragul pe gazda noastră, pe Iosefina Marichescu. Dragii noștri, este o emisiune care conține de toate. Așa cum v-am obișnuit. Da, rubrici multe, muzică, povești frumoase, întâlniri cu prietenii, găteluri. A pus punctul pe i. Doru, unde te duci astăzi? O să mă schimb, bineînțeles, și o să plec către direcția Dunăre Calafat. Am înțeles. Lângă Calafat, de fapt, într-o locație foarte frumoasă. Nu spunem tot. Da, nu spunem tot. Exact. Așa că o să te las pe tine să prezinți. Mă întristez oarecum. Da? Îți urez drum bun și ne vom revedea așa din când în când pe parcursul acestei ediții. Sigur, Doru vine de acolo, de la Calafat, cu ceva rețete apetisante. Iar despre invitata noastră de astăzi, vreau doar să vă spun că este în premieră absolută aici la TVR Craiova, cu niște ochi minunați, o voce impecabilă din zona Romanațiului. O și invităm să ne și încânte cu o primă piesă pe doamna Steliana Sima.
petreacă și să cânte și de ce-a fost rău să uite. Atunci când i-o fi mai greu să asculte câte cu memu, să petreacă și să cânte și de ce-a fost rău să uite. La mulți ani cu bucurie, viața dragă să vă fie, puneți vinișori pe masă, seara asta e frumoasă. Anii tine trec pe rând și astăzi seara-mi pus în gând să urez la toți în parte, la mulți ani cu sănătate. Oameni buni din toată țara, asta sperăm să fie în momentele următoare, oameni minunați din întreaga Românie care să urmărească cea de-a întâi ediție din sezonul 8 a emisiunii noastre În Familie, alături de un om minunat care ne cucerește prin prezență, prin voce, prin port și nu în ultimul rând, prin frumusețea aparte a privirii. Bine ați venit la TVR Craiova, doamna Steliana Sima! Bine v-am regăsit și să fie într-un ceas bun, având în vedere că este prima emisiune, da, din ediția din sezonul al optelea. Doamne ajută să fie într-un ceas bun. Doamne ajută. Și mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că ați ales să deschideți cu mine acest sezon. Suntem onorați să vă avem alături de noi într-o zi sperăm frumoasă pentru toți românii. Și de partea mea este onoarea că suntem împreună. Pentru că ne raportăm la familie, exact, reveniți, da. Iată, din București, acasă. Întotdeauna. De fiecare dată cu mare, mare drag. Mi-ați și spus că de circa o săptămână. 10 zile sunteți chiar în sezonul. Eu le numesc pe sezoane. Pe sezoane, sezonul da, acesta, pentru că, acasă. Plec din București, plec așa câte o săptămână, două, plec prin țară, vin și acasă, iarăși al doilea sezon și al treilea sezon, iar plec, iar vin. Și acum de o săptămână sunt la țară pentru că mi-am propus să-i ajut pe părinții mei la lucrările de toamnă, că sunt o grămadă de treburi și... Îmi place să mă bucur cât mai mult de prezența lor și pe ei totodată să-i fac să se bucure de prezența mea. Este foarte importantă și a fost pe parcursul și ajută mult prezența mea. Cariere, prezența, da. Și susținerea familiei. Da, absolut, absolut. Fără familie, ești așa ca ești dezorientat. Cred că îți trebuie busolă în viață să te poți orienta. Familia este echilibrul meu, cum de altfel pentru foarte mulți, pentru că asta înseamnă familia, așa a lăsat bunul Dumnezeu. Și slavă Domnului, din familia mea lipsesc bunicii care, mă rog, au plecat în lumea fără de dor, așa cum fiecare la timpul lor pleacă în lumea fără de dor și noi... la rândul nostru când o vrea bunul Dumnezeu. Nu vreau să ne întristăm și pentru că suntem într-o perioadă delicată prin care trecem cu toții. Vroiam să menționez prin acest lucru, să menționez că îmi trăiesc părinții, că suntem trei surori, că avem fiecare copii noștri, iată, aștept și eu un nepoțel la primăvară, aștept să vină barza. Doamne ajută! Asta vroiam să scot în evidență, că suntem o familie frumoasă, și asta pe mine mă ajută foarte mult și pe fiecare dintre noi. Refugiul nostru întotdeauna este familia. Tot de acolo au venit și sfaturile legate de cariera dumneavoastră, pentru că ați îmbinat această latură, absolut, să zicem, a armatei, da, cu cea sensibilă legată disciplina. De muzică. Disciplina, da? Disciplina, da, este cea care ne-a... V-am văzut și aici la înregistrări, da, 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 extrem de promptă. Da, 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 da. Disciplina este cea care a unit cele două profesii. Fără disciplină nu poți să faci absolut nimic, indiferent cât talent ai avea tu. Dacă nu știi cu talentul ce să faci și cum să-l înmulțești, degeaba. Se supără, Doamne, Doamne, pe noi.
Da. Și, așa cum spuneam, de mică, din familie, am aceste deprinderi. Da. Legate de zona artistică. Legate de zona artistică și mi-a plăcut și partea asta, când vedeam milițienii pe vremea aia, cât mi-era frică de ei. Wow. Da, mi-era frică de miliție. Aveați această teamă. Aveam această teamă și știi, cui pe cui te se scoate. Am vrut să-mi alung teama. Și automat ați intrat în acest domeniu. Dar pe primul loc în sufletul noastră care să fie? Totuși. Păi pe primul loc rămâne cântecul. Cântecul. Cu el m-am născut și el mi-a legănat copilăria, el mi-a legănat viața, el mi-a legănat toate momentele și frumoase și mai puțin frumoase din viață. Deci cântecul este pentru toți înainte de toate. De toate. Chiar dacă nu-l interpretezi, îl asculți și el... E ca un balsam pentru sufletul fiecăruia dintre noi. Păi atunci eu propun să vă mai ascultăm cu încă o piesă. Iată unde-i satul de altă dată. Seliana Sima, o altă piesă atât de frumoasă, clar, toate poartă semnătura dumneavoastră în ceea ce privește atât linia melodică, cât și versurile. Acest cântec, aș veni cu, timpul cât ne permite. Vă rog. Dar acest cântec... a luat naștere în felul următor. Trecuse o perioadă ceva mai lungă de când nu am reușit, pentru că activitatea a fost, se cam suprapunea și nu aveam timp să ajung prea des pe acasă. Și când am venit după o perioadă, am văzut ulița atât de pustie. Nu mi-am mai găsit vecinii, n-am mai găsit-o pe Muica Lisandra, nu l-am mai găsit pe Nea Costică, vecinii mei, stânga, dreapta, care încadrează casa noastră. Și când am văzut cum se dărăpânase gardul, fântâna, ciutura ruginită, casa, m-a cumprins așa o durere sufletească și imediat a venit și creația. Unde-i satul de altă dată. Așa a venit această idee deci de cântec. Chiar din realitatea absolută de acolo. Da. Aș vrea așadar, așa cum am propus, să vă ascultăm și revenim în familie și cu celelalte rubrici. Și el mă știa de mică.
rând, dar tot mi-au rămas în gând. Dragi prieteni, am ajuns în zona de transformare, dar de această dată eu vin acasă la prietenele acestei rubrici, și anume Adriana Badea și Andreea, care astăzi clar vor face o transformare de nota 10 în ceea ce o privește pe Ana. Ce ne poți spune, te rog, Andreea? Avem un ten fresh, proaspăt, tânăr. Pentru astăzi m-am gândit să-i realizăm Anei un machiaj de tip soft smokey eye, pentru că ea este o persoană tânără, are părul împărțit în două sau trei nuanțe, începe cu maroniu și termină cu blond, are ochii albaștri și clar trebuie să-i punem în evidență smaraldul acesta minunat. Exact asta vroiam să punctez, mă va ajuta colegul de la cameră, Dorel, să dea mai multe detalii cu acești ochi atât de frumoși. Cred că pe ei vrei să-i scoți în evidență, sigur, nu? Da, da. O să folosim nuanțe pământii, negre, pentru a-i alungi ochiul și evident pentru a-i scoate în evidență. Buzele vor merge pe un ton de nude? Cred că nu te gândești la un roșu sub nicio formă. Absolut, o să avem o schimbare completă, atât la machiaj cât și la păr, clar pentru tendințele anului ăstuia. Cel puțin pe mine m-a făcut curioasă Andreea și aș vrea să ne dea mai multe detalii în ceea ce privește schimbarea coafurii. Adriana, este clar o provocare și pentru tine. Cred că ai lungimea potrivită de păr, frumoasă este, tânără. Ana. Vă salut și bineînțeles, pentru mine este o mare plăcere că veniți la mine în salon, să spun. Mulțumim sincer. Încă o dată. Și îmi place mult mai mult, eu pot să mă laud cu acest nou format al emisiunii, da? Da, pentru că pot să fac mult mai multe lucruri, pentru că înainte eram efectiv limitată datorită situației unde se filma. O să o spăl pe păr, da. O să-i fac un gloss la, păr, la nuanță, adică firul de păr nu o să mai aibă aceeași nuanță care are acum. Pentru va, că fi... va fi o nuanță de beige patinat cu nuanțe de gri. Deci nu o vopsim, nu e o vorba vopsim. De o nuanțare, să înțelegem. Nu este nici nuanțare, nu. Este un glossing, adică la modul cum dăm pe buze să ne hidratăm buzele, același lucru facem și pe firul de păr, ca să devină culoarea mult mai lucioasă, firul de păr să iese în evidență cu irizații de nuanțe, pentru că părul, dacă are o singură nuanță, atunci pare că este fals. Natura vine și ne deschide firul de păr la fiecare în funcție de cum îl purtăm. De exemplu, ea că poartă cărarea pe această parte, da. Automat zonele acestea se deschid mai mult de la soare. Cum mă bate soarele. Cum bate soarele. Da. Același lucru este valabil la toată lumea. În funcție de cum purtăm părul, așa soarele ni-l deschide, să zicem, degradează. De aceea se poartă aceste jocuri de nuanțe în păr, care unii numesc baleaj, ele sunt mai multe tehnici, se numește, acum este la modă iluminaj. Și eu o să-i fac decât un glossic, adică tehnica pe care ea o are pe păr, eu o scot în evidență cu nuanțe
proaspete, se pare că este făcut acum, dar eu este decât o chestie falsă, decât vizual. Este o schimbare. Nu este o vopsire, nu. Și clar părul este... nu suferă în urma acelui tratament. Este închidere de cuticulă. De... Da. Eu o să pun vopsea sau nuanțator cu tratament, da? Firul de păr este poros, după cum observați, mie mi se oprește mâna exact. În păr acum. Deci pentru că e mai aspru, probabil suferă, e cam uscat. Cuticula este desfăcută. Da, da? Da. Eu când vin și fac mască hidratantă și cu vopsea sau cu nuanțator, oxidantul vine și îmi deschide firul de păr, iar tratamentele vine și îmi închide cuticula de păr, încât îmi dă voie ca părul să devină foarte suav și să mătăsos, alud, așa, mătăsos, și clar și lucios. Exact. Ne face extrem de curioase pe toate și nu pot altceva să spun decât să rămâneți în familie alături de noi. Cam este ora, așa, să vedem ce se întâmplă cu rețeta lui Doru. Mergem la găteala săptămânii și peste câteva minute revenim la transformarea. Dragii noștri, ne aflăm la Calafat, loc în care ne întoarcem tot timpul cu mare drag. Vom merge pe malul Dunării să gătim astăzi. O să-l cunoașteți pe ghidul acțiunii noastre culinare de astăzi, profesorul Ștefan Sârboi. Bine ați venit! Pentru găteala noastră ne trebuie un pui sau doi de țară. Și am ajuns la prietenul nostru, Laurențiu Roșu. Trebuie să prindem doi pui, nu, Fane? Sigur că da. Chiar prin încercăm. Dacă ne iese bine, dacă nu, vom vedea. Da, cred că se poate. Hai să mergem. Pe malul Dunării, ce am putea să gătim noi decât ceva din pește? Da. Și avem doi crab frumoși aici. Da. Frumos, unul dintre el, dintre cei doi, e gata, aproape curățat. Și facem o saramură. Saramură de pește specifică zonei Calafatului, că la Calafat ne aflăm pe marginea Dunării. Da? Ce are această saramură specific? Folosim în primul rând apa de la un izvoraș care curge direct în Dunăre. Se zice că chiar din Dunăre e apa, da, dar e dintr-un izvoraș curat. Îi dă un alt gust la ciorbă. După aceea, peștele, dacă îl prăjim pe grătar, nu în ulei, are un alt gust. Da, are gustul ăla de jar, de acela. Fum. Da? Multe legume. Multe legume și acestea le dau iarăși un gust bun, deoarece sunt cultivate la noi în zonă. Și zic eu că încă un secret al saramurii de la Calafat, nu se mănâncă imediat cum e gata. Da. Trebuie lăsată carnea de pește în zeamă să-și ia gustul. Adică, ca și la pâine, nu se mănâncă atunci când e fierbinte, trebuie să o lăsăm să se ducă, să se întoarcă de la moară, cum se spune în bătrân. Da. Și față de alte zone, are mai multă zeamă, să zicem așa, în alte zone... Se face cu puțină zeamă. Cu puțină zeamă, în zona noastră se folosește lingura de mai multe ori, să spunem așa. Da, avem și câteva scrumbii aici, pe care le vom așeza... Având jar, nu? Le vom așeza pe grătar. Asta înainte să fie gata mâncarea. Ei, și bineînțeles puișorii.
o să gătești, din câte am înțeles eu, o lutiță. Luteniță și pui la ceaun. Luteniță, da. Și pui la ceaun. Diferența între lutiță și luteniță este că partea cu lutenița se folosește vânăta, ardeiul, da? Ardeiul copt și ardeiul iute, acum după preferință fiecare. Și la lutiță? La lutiță diferența se face cu ceapă, e cam în zona noastră Oltenii, se face cu ceapă, cu ardei și roșii atât. Roșiile puse pe jar? Da. Da. Obligatoriu. Iute. Iute după preferințe. După preferințe. Iată încă o mâncare care se face fest aici în zona Calafatului și care provine clar de peste Dunăre, de dincolo de la Calafat, din zona Vidinului. Au și sârbii o variantă, da, de lutiță, luteniță. Și avem acești trei cocorani mari pe care o să-i facem cum? La ceaun. La ceaun. Ce înseamnă la ceaun? Înseamnă un pic de ulei, un pic de apă, lăsăm să fiarbă la un foc foarte mic, adică să se facă foarte bine, după care tocăm foarte frumos ceapa, o tocăm în jur de 3-4 cepe, după care ultima oară se pune, după gust, usturoiul și... Alte legume? Alte legume, după preferință. Da, de obicei, da, se face fără legume. Da, de obicei, având lutița pe masă, lutenița, nu se mai folosesc la pui legume, da, pentru că se combină foarte, foarte bine. Cel mai bine la lutenița aceasta este că merge la orice fel de carne. Da. La orice, da, fel de carne merge. Da, și bineînțeles și la orice fel de răcuritoare de aici din zonă. Țin vale jos la Cilieni, că s-au strâns în hore tineri și bătrâni, mai încă se păstrează ora din străbuni. Hai veniți cu toți frumos îmbrăcați și strigați în hore ca la romanați. Hai și noi, neicuță, să mergem în sat, ia-uzi cum răsură hora de-altă dat. Suflet mi-a rămas și mă-ntorc cu drag la ai mei Olteni, că eu mă simt bine printre Cilieni. Hai veniți cu toți frumos îmbrăcați și strigați în hore ca la romanați. Hai și noi, neicuță, să mergem în sat, ia-uzi cum răsună hora de altă dat. Doina străbună, nici de-al nostru port, cântecul și jocul îi purta inima, și aici la noi și în țară străină. Hai veniți cu toți frumos îmbrăcați și strigați în hore ca la romanat. Hai și noi, neicuță, să mergem în sat, ia-uzi cum răsună hora de-altă dat. Hai veniți cu toți frumos îmbrăcați și strigați-mi hore ca la romanați. Hai și noi, neicuță, să mergem în sat, ia-uzi cum răsună hora de-altă dat. Reprezentăm de această dată din județul Olt zona Cilieni și atunci o horă era perfectă pentru întâlnirea noastră alături de doamna Steliana Sima. Joc și voie bună să fie, nu? Zona Romanați, da, Cilieni, da, da, da. Vechiul Romanați. Așa este. Tot de acolo, clar, și este costumul. Și costumul acesta. Da, da, nu, da, vreau să... Mă reprezintă să foarte bine. Descrieți, vă rog, nu, din suflet. Mă reprezintă, da, atât de bine și astea sunt boșcelele noastre, da, de acolo, de la mama lor. Astea sunt...
Da. Tradiționale, 100% autentice. Grenau roșu predomină întotdeauna în boșelele noastre, tulpanul. Asta este iia bunicii mele pe care a purtat-o. Da. Da, pe care foarte a purtat-o frumoasă bunica mea și mai am și costum lăsat în întregime cu toate piesele lui, părțile lui, deci, componente. Arată impecabil această ținută. Poate reușiți să ne dați așa un mic secret, nu știu cum e foarte greu țineți, să le întreținem. Asta zic. Este foarte greu. Eu, de exemplu, iile și poalele, niciodată nu le pun la mașina de spălat. Deci, nu clar, le spăl. O regulă, numai cu săpun de casă de la mama mea. Am aflat, da, săpun de casă, iată, de la mama domniei dumneavoastră. Da. Și atât de albies și miros atât de frumos. Da, da. Atât de frumos. Probabil miros de aici aș păstrează și clar. Și la final, nuanțele, la limpezit, da? Când se limpezesc cu un pic de oțet. Hai că am știut oțet, despre acest exact oțet. Ca să păstreze culoarea vie. Culoarea vie și oțetul și toate lucrurile astea ne duc un pic așa și cu gândul spre găteluri, pentru că tot l-am urmărit și pe Doru cu tot ceea ce pregătește. Și eu vă urmăresc cu mare drag. Cred că da. Și dumneavoastră sunteți o gospodină de nota 10 și acolo? Nu este punctul meu forte, dar ca orice femeie, ca orice soție, ca orice mamă, exact, desigur că fac aceste lucruri, dar nu pot să spun că sunt nebunită să gătesc. Am înțeles. Am momente când îmi place să pregătesc micul dejun, am momente dacă într-o zi nu am nimic altceva de făcut, gătesc cu drag. Dar când, să nu fiți contra cronometru, dar când, să aveți... Bravo, bine, nu? Bine ai punctat. Da. Când sunt contra cronometru, nu-mi place. Atunci. Așa să fiu eu, să-mi plac, să am timp să fac eu ce vreau eu, da. Cred că faceți ceea ce vreți și tocmai de aceea și atunci când sunteți aici, iată, la microfon, parcă, nu știu, vine din partea dumneavoastră așa o atitudine dintre aceasta de seriozitate, de punctualitate, de profesionalism. Să fie acestea trei atribute fără de care un tânăr n-ar putea să meargă pe acest drum și să împlinească latura artistică. Nu le ai pe... Da? Am pornit cu disciplina. Da. Nu le avem pe astea, nu putem să facem nimic în viață. Pentru că oscilăm. Și oscilând, știi, se pierde veriga din lanț. O verigă, două, trei și atunci unde ajungem? Nu, eu dintotdeauna mi-am stabilit în viață obiective. Eu am avut o viață foarte bine... Structurată? Foarte bine structurată. Știam că până la vârsta de trebuie să fac următorul lucru. Adică pe vremea aceea, am 53 de ani împliniți, pe vremea aceea, a adolescenței mele, mi-am propus așa, nu mă mări până la 25 de ani. Wow. Deși atunci lumea se mări, fetele se măritau, da. Da. Eu însă așa, nu, până la 25 de ani. Îmi pun cariera pe primul plan, casa unde să pot să stau, adică să fiu eu independentă, să fiu eu pe picioarele mele. V-ați dorit foarte mult acest și lucru. Și apoi, da, adică așa mi se pare normal. Ce să fac? Să mă mărit, să depind de un soț care nu știu ce reguli mi-ar fi impus sau nu. Poate n-aș fi terminat nici cariera, dar mă rog, atunci mi-am urmat așa cum mi-am structurat eu drumul în viață și la 25 m-am măritat. Exact. Apoi mi-am propus, nu înseamnă că cu soțul meu am stat un an de zile. Da. Cu soțul meu ne-am întâlnit, tot ofițer de poliție, și ne-am întâlnit, stăteam la hotelul Ministerului de Interne, acolo ne-am întâlnit și am avut perioada de cunoaștere și atunci ne-am căsătorit, pentru că și el are mai mare cu un an decât mine. O frumoasă poveste de iubire care oarecum, să zicem, e transpusă și în piesele dumneavoastră, pentru că... Și vreau să vă spun cu asta închei ideea. Da? La 25 m-am măritat și am zis că dacă nu fac copilul într-un an de zile, că după aceea activitatea artistică trebuie să continue, am făcut copilul la 26 de ani. Extraordinar! Da? Toate au fost programate, dar nimic nu se putea întâmpla fără ajutorul și fără sprijinul divinității. Sunteți credincioasă, aveți, iată, și la gât acolo crucea. Sigur, toate se împlinesc prin
prin multă credință, dar și multă muncă, dincolo de talent. Numai prin credință. Da. Numai prin credință. Credem că le facem pe toate, că putem să... Și că totul depinde de noi? Totul, să... Nu depinde nimic de noi. Nu. Nu. Când te rogi din adânc, din străfundul inimii, totul se împlinește. Eu zic să mai ascultăm o piesă, vorbeam de iubire și de când te iubesc pe tine. Ia să vedem de când oare se întâmplă asta alături de Steliana Sima. Treabă. Da. Crapul, iată cum a început să-l taie Fane, în bucăți mai mari. Da. Adică se simt ceva în farfurie. Și după ce îl prăjești, pe el se mai strânge puțin, cum se zice, rămân bucățile mai micuțe. Da, ăsta e motivul pentru care trebuie să-l tăiem mare. Da. Crapul. Cum se face? Când se dă cu sare? Se dă cu sare și înainte și după. Ca un mic amănunt nu lipsit de importanță, peștele se învârte pe grătar decât o singură dată.
mulți, de o, să nu se destrame, să nu decât o singură dată se învârte, sare se pune de fiecare dată pe ambele părți. Nu există și varianta că peștele se dă cu sare, cu mult înainte de a-l pune pe grătar, în așa fel încât să-și ia sarea, da, gustul exact respectiv. Însă la calafat am văzut o treabă cu totul interesantă. Atunci când pui peștele pe grătar, atunci îi dai cu sare. Da. Nu e rău deloc, credeți-mă, am mâncat nenumărate preparate de pește aici și este foarte bun și așa. Adică iată ceva care contrazice regula. Cum zici, de multe ori sarea chiar accentuează gustul plăcut al peștelui și mai ales al crapului, dacă este dată cu ceva timp mai devreme. Da, o să punem pe masă și celelalte, să spunem așa, ingrediente, legumele în special, avem roșii, avem ardei. Asta e chiar așa. Vreau să vă arăt cât crește ardeiul capia aici de mare. Ia. Capia, calitatea întâi. La o saramură, la cei doi crapi, cred că trebuie să punem... Exact trei, cât am luat. Cât avem aici. Și roșii, iar nu trebuie să exagerăm cu roșiile. Da. Cu toate că roșia îi schimbă culoarea și devine saramura puțin roșie, cum se spune. Dar nu trebuie Nu exagerat, exact. Da. Toate aceste legume se pun pe jar. O să le vedeți la un moment dat cum se țin până se negresc, pentru a da gust de fum saramurii. Se pun concomitent cu peștele, după aceea legumele prima dată le punem în... Până când Iulie o să-l taie și pe celălalt crap, noi cred că trebuie să ne apucăm să fierbem apa pentru saramură. Exact. Da? Avem o butelie aici aproape, avem cea 1, ne apucăm de treabă. Exact. Limba de turturică, da. Te-am mâncat amantitrit, te-am mâncat amantitrit. M-am mâncat, iar ai drag, că mă mustrează cu altul, da. Sare din belșug, nu, Iuli? Așa cum spuneam mai devreme, sarea de gust. Și la crapul de Dunăre trebuie obligatoriu. Un crap, așa cum vă spuneam mai devreme, prins chiar aici, aproape de către pescari silitori. Și sarea în principal să fie sare mare, grunjoasă, cum da, spunem sarea noi. Da, sarea trebuie să fie neapărat sare grunjoasă, nu dintre aceea fină iodată, pentru că nu are același efect. Iulian se apucă de luteniță. După cum vedeți, a încins focul aici, jarul la grătar, jar foarte puternic, și a pus roșii coapte bine, o vânătă, ce mai pui? Încă o vânătă, două vinete, să dea gust ca lumea, capia, ardei capia, unul sau doi, da? Și bineînțeles și ardei iute, care nu e iute așa rău, acum în funcție de fiecare... de ce poftă de iute are, de cât poate să mănânce de iute. După care se mărunțesc, Iulian. Da, se pasează. Se pasează. În bucăți mai mari. În bucăți mai mari. Da, să aibă gustul. Da. Ce se adaugă? După caz, sare, piper. Un pic de oțet? Nu, un pic de oțet nu, că trebuie să fie dulce spre iute. Acum, după plăcere, fiecare dulce sărat. Dulce sărat. Da. Mhm. Ulei. Ulei, după caz, puțin, ca să dea... Să fie onctuos, așa? Da, da. Da. Și, la sfârșit, usturoi. Usturoiul pe final, să nu-și piardă gust. Și, de obicei, se folosește ca, să zicem, ca sos, ca salată, cum să-i zicem? Ca salată, ca sos, pentru orice tip de carne. Da, ia să vedem, v-am arătat, nu știu câtă oară, o metodă de făcut mujdeiul la baltă, să zicem, neavând sculele necesare. Domnul colonel, am băgat usturoiul într-o sticlă, sare mare, sare mare peste ea și începem să bate tinta de salcie. Mai tare. De salcie. De salcie. Da. Aveți grijă să nu cadă salcie. Să nu cadă salcie, ușor, ușor.
Da. Ana, încetul cu încetul schimbă radical look-ul și aș vrea să întreb pe Adriana ce poveste creează prin părul victimei noastre de astăzi, să zicem. Da, am spus că o să-i ofer un glossing pe lungime. De obicei, orice nuanță de rece, de bej, de rece sau de pastel, ele se curăță de pe păr și atunci se duc în galben. Ca și o haină, dacă este albă și o țin soare, se va îngălbeni. Același lucru se întâmplă și cu firul de păr și este nevoie de hidratare, în primul rând, și de nuanțare. Dar nu vorbim despre vopsire, vorbim decât de un pic de nuanță, de reflex. Da? Una este nuanța, altceva este reflexul. Și atunci i-am dat nuanță, are două nuanțe dacă observi, da. Una gri și una bej, adică bejul este format din galben și din gri. De ce avem două nuanțe? Eu am pus același lucru, dar faptul că anumite zone au fost mai galbene, automat mie mi-a ieșit mai bej. De aceea foarte multă lume are impresia, noi ca țară suntem treapta numărul 5 și avem foarte mult roșu. Când decolorăm, ni se duce în roșu foarte mult în portocaliu. Ducându-se în portocaliu, teoretic noi nu putem să facem griurile nordice, că nu suntem cam ca cum țară. Cam cum ne dorim. Cam nu? Cum își doresc vrem. Foarte, da, foarte multe femei. Da, exact, atunci, ideal este și ne prinde în primul rând și ca fizionomie mult mai bine bejul ca structură genetică decât acel gri, pentru că acel gri nu face altceva decât să îmbătrânească. Dacă eu m-aș fi dus cu acest gri pe ten până la rădăcină, ar fi maturizat-o. Nu, și asta, nu ne dorim asta. Exact. Nu asta ne dorim. Noroc cu nostru, în ceea ce o privește pe Ana, este că ea are un păr 6 spre 0 spre 7. Adică este blond închis spre blond deschis. Nuanțele... Exact, foarte contează frumoasă, foarte mult. Da. Nuanțele ideale sunt acelea care sunt mai deschise natural. Am înțeles. Adi ne ține aici o adevărată lecție în ceea ce privește nuanțele, da, părului, și pentru că clar v-a atras atenția Ana prin machiajul pe care l-a realizat Andreea, parcă e o altă apariție. Am mers pe varianta să lucrez doar jumătate din chip. Sigur că da, am ales să îi pregătim doar o parte din chip pentru că am zis să se vadă o diferență mai mare între înainte și după, faimosul before and after pentru transformări. Și datorită faptului că ea are tenul măsliniu și este o persoană așa ten blondă, este foarte bine cu nuanțe de maro, de portocaliu, culori calde în general. Iar pentru culorile calde, ideal pentru ochii albaștri sunt evident nuanțele închise de negru și cenușiu. Și astfel am ales să-i conturăm ochii. I-am pus contur pe față pentru a forma umbre, lumini prin iluminator, evident un gloss pentru că se poartă anul acesta. Vine perfect în completarea nuanțelor acestea atât de frumoase. Sigur ale că ochilor. Da. Cred că și blașul are rolul lui. Are particule strălucitoare, exact, pentru a cuprinde lumina pe față. Și astfel până la final o să vedeți de fapt un look dramatic care se numește tocmai Soft Smokey Eye. Nu pot decât să vă felicit, m-ați făcut foarte, foarte curioasă, de-abia aștept să o văd pe Ana schimbată și din punct de vedere vestimentar, pentru că, da, normal va fi de sus până jos o altă tânără minunată. Vă mulțumesc încă o dată, să aveți spor în continuare aici. Mulțumim cu această transformare. Aș vrea să, în minutele următoare, să-i dau legătura lui Doru. Rubrica de numerologie este pregătită, Mișeta Împușcatu a revenit la emisiunea noastră, haideți să-i urmărim împreună. Am ajuns la rubrica de numerologie.
semnele săptămânii și a venit Mișeta, împușcatul la noi, numerolog. Bine ai venit, Mișeta, ne bucurăm că ești alături de noi din nou. Bine ne-am reîntâlnit după atâta timp, da? Absolut, este da. O bucurie și o emoție, mi-era dor de emoții de genul ăsta. Absolut. Cum spun eu de fiecare dată, sunt bune emoțiile, indiferent de care ar fi. Și telespectatorii sunt siguri că de-abia așteaptă să audă tema emisiunii. Ce le mai dezvăluim astăzi din numerologie? Eu m-am gândit că ar fi foarte important să discutăm începând de astăzi despre cifra destinului. Da. A fiecăruia dintre noi. Astăzi vom vorbi în linii mari despre cum se calculează cifra destinului, ce înseamnă până la urmă și de ce este important să o știm. Da, nu? Da. E un fel de temă generală, să zicem așa, o temă foarte sobră și serioasă, de la care cam pleacă toate celelalte. Chiar unii numerologi spun că ar fi cifra destinului, ar fi cea mai importantă dintre cele trei cifre ale fiecărei persoane. Da. Adică cifra de vibrație interioară, cifra de vibrație externă despre care noi am discutat, da, și cifra destinului, ei spun că ar fi cea mai importantă. Eu spun că nu există o importanță mai mare sau mai mică la niciuna dintre cele trei. Doar că cifra destinului este foarte interesantă și interesant să aflăm câte ceva despre ea. De ce? Pentru că nu toată lumea își face destinul. Adică da, avem o cifră, suntem înzestrați cu anumite calități pentru a ne face destinul pe acest pământ, dar nu toată lumea calcă pe drumul respectiv. Da? Da. Eu puteam să numesc această rubrică încă de la început, ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Da, de fiecare dată. De fiecare dată aduc aminte, pentru că de-aia mi se pare importantă numerologia, de-aia se uită și telespectatorii noștri de fiecare dată la noi, pentru că iată, e o cifră a destinului care însumează toate celelalte cifre. Exact, da. Și de-aia... Ai ajuns și la modul de calcul. Absolut. Dar acum trebuie să explici tu cum e. Deși uite că de atâtea ori ne-am întâlnit și atâția ani am discutat despre aceste lucruri, încât tu le-ai învățat. Le-am învățat și, apropo de vibrații, am început să le cam știu, așa. Când aud 7, când aud 5, știi cam știi despre, știi, exact. Când aud 3, da, știi de despre ce este vorba în relație cu omul respectiv. Eu asta spun, este important să știm câteva lucruri generale. Nu să aprofundăm neapărat, dar să știm cum să ne raportăm la oamenii cu care suntem în diferite relații. Dar știi ce e foarte interesant? Că atunci când vrând nevrând discuți despre lucrurile astea și îl întrebi pe om în ce an e născut, în ce lună, în ce zi, mă rog, sau te uiți într-un buletin și vezi, îl vezi ca pe un, eu știu, ca pe un 5, ca pe un 7. Exact. Fără să vrei. Fără să vrei. Deci dar instinctual. Deja, bine, la mine deja este defect profesional. Deja îmi dau seama cam ce persoană este, nici măcar nu știu când este născută, dar îl cam văd. Și după vestimentație, până la urmă, îmi dau seama. Dar nu trebuie să fac anumite gesturi sau... Da. Deci este important să știm. Într-un fel te porți cu un om cu vibrație 1, alt fel te porți cu un om cu vibrație 5, de exemplu, da? Și de ca asta... să vă spunem că nu sunt povești ceea ce vă spunem noi acum, sunt de domeniul evidenței. Deci e exact clar, dacă începeți să înțelegeți cât de cât tainele numerologiei, o să vedeți că așa este. Exact, este. Așa este. Dar numerologia este cea mai exactă, cea mai sfântă, spun eu, că sfânt înseamnă exact, corect, absolut, da? Este studiată de atâtea mii de ani, adică de la Pitagora încoace toată lumea știa despre numerologie. Într-adevăr, pe vremurile alea nu erau lăsate informațiile la îndemâna oricui, pentru că nu știai cam cum reacționează fiecare și cam cum interpretează. Poate le folosea, eu știu, în alte scopuri nefericite. Orice șef de stat, orice om foarte important are un numerolog în spate să-i spună, da, să-i spună. Ei nu ne spun nouă, dar exact, se duc acolo și se consultă. Da. Ne întoarcem la cifra destinului, da? Hai să vedem cum se calculează, ca fiecare să știe de săptămâna viitoare despre ce discutăm. Se adună toate cifrele, adică ziua de naștere, luna și anul. Fiecare cifră ale acestor date se adună și se reduce totul la o singură cifră. Adunăm până ne rămâne o singură cifră.
Și ca un aceea este, da, ca un exemplu putem să dăm ziua chiar nașterii, luna în care ne-am născut, exact, anul, și anul. Da. Putem să le adunăm cifră cu cifră, putem să facem cifră orice socoteală. Cifră cu cifră este, da, cel mai bine. Putem să spunem chiar, o să dăm exemplu astăzi, numerograma invitatei pe care o avem și da, vedem cam cum se calculează. Da? Este foarte important pentru că anumite persoane, această cifră a destinului, de ce? Pentru că anumite persoane spun, eu nu sunt așa, eu nu o să fac niciodată ce spune cifra respectivă, da? Da? Da. E, acestor persoane, viața le aduce în cale anumite situații, anumite persoane care o să-i împingă cumva de la spate să se comporte exact cum au zis, că ei niciodată nu se vor comporta. Dar știi de ce am observat? Că nu acceptăm uneori că suntem o cifră sau un număr sau altul. Pentru că este influența mediului în care trăim. Exact. Și suntem cu, poate cu niște oameni prea visători pentru stilul nostru. Exact. Poate cu niște oameni prea impulsivi, prea dinamici, prea prea tăcuți uneori, doi, de exemplu, da. Și atunci ai vrea, adică nu, ești influențat de felul grupului sau dar dacă stai un pic și studiezi și ești atent, eu spun, nu contează că tu recunoști sau nu recunoști, da? Important este să îți dai seama și să știi, adică eu de exemplu aș vrea să fiu mai zvăpăiată un pic sau să fiu mai corectă sau mai puternică, depinde de cifra pe care aș vrea, dar dacă nu am eu dat de Dumnezeu aceste lucruri, pot să îmi doresc oricât de mult. E, și de aici vine nefericirea. Absolut. Da? Da. Dacă nu te raportezi la ceea ce ai și vrei altceva, ceea ce nu o să ai în viața asta, pentru că sunt anumite aspecte pe care nu o să le ai niciodată. Adică eu niciodată nu o să pot să sar cu parașuta, să zic. Sau poate habar să n-am. Cânti la vioară. Exact. Nu o să am, dar pictez extraordinar de frumos. Da, da, sau repar o mașină dumnezeiește, da? Exact. Fiecare să-și vadă calitățile, să-și vadă defectele și să se înțeleagă, să se cunoască până la urmă. Noi vrem să-i cunoaștem pe cei din jur, dar nu ne cunoaștem pe noi înșine. Ca o concluzie, fiecare are locul lui pe lumea asta. Exact. Și trebuie să ne vedem fiecare de destinul, iată, destinul nostru. Calea pe care trebuie să mergem, asta înseamnă cifra destinului, calea pe care trebuie să mergem. Adică ce vrea Dumnezeu de la noi în această viață? Cam cum ne vrea, nu contează cum suntem, important este ceea ce vrea El de la noi, cerința, da? De ce am venit noi pe această lume? Și o să vedem de săptămâna viitoare când începem să luăm la rând fiecare vibrație. Vibrația 1, 2 le luăm pe rând, da? 1, 2 până la 9. Până la 9, da. Până la 9. Acum ți-aș propune să trecem la numerograma invitatei. Numerograma invitatei. Trebuie să vă reamintim de fiecare dată că este o schemă de numerogramă. Da. N-o să avem timp niciodată să dezbatem în doar câteva minute o numerogramă întreagă. Ca aici să faci o analiză numerologică a unei persoane, timpul este undeva de la 3 ore în sus. Cam așa. Și hârtii multe. Da, multe calcule, schițe, foarte multe calcule, pentru că se calculează în ce perioada vieții este persoana respectivă și așa mai departe. Sunt foarte multe calcule. Noi acum o să vorbim în linii mari, adică o să spunem cifra de vibrație interioară, exterioară și cifra destinului, despre care o să discutăm. Invitata noastră, Steliana Sima. Da, este născută pe 6 ianuarie 1965. Da. Adică adunăm 6 plus 1 plus 1 plus 9 plus 6 plus 5, ajungem la 28, pe care îl reducem, da? 2 plus 8, 10. 10, 1, da? Deci 1. Adică 1. Frumos. Frumos pentru că tu deja ai început să le știi. Este născută pe 6, adică cifra de vibrație interioară este 6. Ce înseamnă asta? Cum este Dumnezeu în interior? Cum nu foarte multă lume o cunoaște, da? Asta este cifra de vibrație interioară. Înseamnă că este o persoană foarte echilibrată. 6, spuneam noi, se reprezintă grafic prin două triunghiuri suprapuse, unul cu vârful în sus, celălalt cu vârful în jos. Reprezintă partea noastră pământeană și partea celestă, de la Dumnezeu. Da. Important pentru o asemenea persoană este să-și găsească echilibru, adică linia de mijloc dintre cele două triunghiuri. Nu îi plac situațiile acute, adică nici bucurie foarte, foarte puternică, emoții foarte puternice, dar nici supărări, pentru că are foarte puternice, are tendința să le amplifice. Da? Bun, trebuie să fie undeva
pe mijloc, să-și găsească echilibru. Este o persoană familistă, șasele, familia, da? O persoană foarte iubitoare și de animale și de copii și o persoană, prietenul până la urmă, spuneam eu, prietenul ăla pe care trebuie să-l aibă fiecare dintre noi. Deci linia caracteristică sau mastul, cum spunem acum, da? Trebuie să... Da? Este echilibru. Echilibrul. Atât echilibrul trebuie să-și urmărească echilibrul, da, la șase. Acum, cifra de vibrație exterioară sau socială, adică nu știm noi cum este dumneavoastră în interior, noi societatea o percepem într-un anumit fel. Și cum o percepem? Ca un 1. 1 înseamnă liderul absolut, soarele. Da? Dumnezeu este văzută ca o persoană pe care trebuie să o urmăm. Adică tot ce face nouă ni se pare foarte corect, foarte binevenit și o urmăm. Unul trage după el, spuneam eu, tot șirul de cifre. Adică este persoana care ne mobilizează pe toți și care are idei foarte bune pe care trebuie să o urmăm. Foarte interesant este că și cifra destinului este tot 1. Adică dumneai trebuie să meargă pe această cale, așa cum o vedem noi, cam așa trebuie să fie în viață. Adică Dumnezeu asta cere de la ea. Ce? Să fie lider absolut, să fie cumva ca soarele, să încălzească pe toți, indiferent ce părere au ceilalți. Adică unora le convine, altora nu le convine. Adică pentru unii soarele este mai puternic, atunci ție umbrelă și te protejezi. Nu absolut. Este vina soarelui. Și când spune lider absolut, să nu vă gândiți că trebuie să fiți neapărat șef. A, nu, 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 nu. Manager, nu, este director, o persoană care... O persoană care atrage, să spunem, prietenii pe lângă ea, da, fără să facă nimic. Fără să facă absolut nimic. De ce? Pentru că este o persoană care merită urmărită și merită urmărit modul în care acționează și în care își face... absolut toate treburile. Lider înseamnă nu doar la serviciu undeva, sigur, da? Da? Și în casă, și în grupul de prieteni, da, și absolut peste tot. Dumnezeu, când apare... Chiar la un chef, chiar, exact, la un party. Nu știm cum, parcă apare soarele cumva. Uite, așa ne simțim bine și ne ducem către lumina soarelui. Da. Am zis, acum nu toată lumea este foarte încântată de un soare, da? Adică pe unii poate să-i ardă, pe unii poate doar să-i încălzească, dar nu este vina soarelui. Deci Dumnezeu nu trebuie să se gândească că vai să își fac, asta e problema la o persoană cu cifre de vibrație 1, își face griji, vai, cu persoana respectivă nu m-am purtat așa cum trebuia și uite suferă, exclus, nu, pentru că nici soarele nu suferă dacă noi ne ardem cumva la el, nu, n-am știut noi să ne raportăm. Da, deci Teliana Sima, cam așa am văzut-o și noi, cum, da, ai descris-o tu. Dragii noștri, cam atât la semnele săptămânii, dăm legătura în platoul muzical. Thank you.
de strugură și din vie și de mea copilărie. Când purtam părucodiță, am plătit cu romaniță. Povești cu zmei și cu zâne. Repede au mai trecut toate, parcă au fost vise de noapte. Ce n-aș da și ce-aș mai vrea să pot întoarce vremea mai. Poate cu toții ne dorim anii să fie uneori așa dați înapoi, așa cum se întâmplă în această piesă atât de frumoasă semnată Steliana Sima. Nu vrem să vă luăm înapoi aceste daruri minunate pe care noi vi le dăruim din tot sufletul prin intermediul cofetăriei Parc, acest tort delicios și un buchet de flori din partea Simonei Mogoș, mulțumindu-vă încă o dată pentru prezența în emisiunea noastră, doamna Steliana Sima. Vă mulțumesc foarte mult, chiar m-a surprins frumos, nu mă așteptam. Ne bucurăm. Mi-ați bucurat sufletul. Așa cum faceți dumneavoastră prin cântecele minunate. Mulțumesc tare pentru mult. Noi toți telespectatorii. Încercăm așa să venim poate pe finalul emisiunii cu mici surprize pentru invitații noștri speciali. Sper că v-ați simțit bine alături de noi în familie. Știți cum esențele mici se țin în sticluțe, esențele tari se țin în sticluțe mici. Deci micile daruri pe care le oferiți artiștilor înseamnă mult. Sufletul se bucură, oricât de mic ar fi. Sufletul nu știe să deosebească ăla-i mare, ăla-i mic, ăla-i important, ăla-i valoros, ăla-i mai puțin valoros. Nu, asta o facem noi, rațiunea omului, dar sufletul se bucură de darurile acestea, pornite din suflet. Din suflet și dumneavoastră ne cântați. Noi cu toată bucuria suntem astăzi fericiți că vă avem în fața telespectatorilor în familie și revenim la cel mai de preț lucru pentru dumneavoastră, cântecul, așa cum am spus. Ciocârlia Maria Ciobanu. Nu se putea să nu punctăm un asemenea nume pe finalul interviului de astăzi. Doamna Maria Ciobanu a schimbat sensul vieții mele, cariera mea artistică îi se datorează pentru că m-a luat din satul meu, așa cum spun în cântec, să cânt la lume și eu. Îi mulțumesc foarte mult pentru că s-a gândit la mine atunci când a rămas un loc la Ciocârlia Liber și doamna se pregătea să cam plece. Când se întâmplă asta acum? În 87. Wow! Și se pregătea să plece din Ciocârlia și a zis: draga mea, uite, mie îmi place foarte mult și te-am văzut la atâtea festivaluri, doamna venea invitată de onoare în festivaluri, eu mergeam concurentă și te-am văzut, îmi place și uite, am vorbit cu colegele mele, am vorbit cu tovarășul colonel și am vrea să vii la Ciocârlia.
A fost o săptămână de referință pentru mine, pentru viața mea, pentru că săptămâna aceea am luat și Floarea din Grădină, am participat și la concursul Floarea din Grădină, tot în săptămâna aceea am făcut și primele înregistrări radio și tot la finalul săptămânii aceleia am susținut și concursul la ansamblul Ciocârlia. Trei lucruri extrem de importante petrecute într-o săptămână. Și apoi toate au venit așa, că știți cum era cu Bucureștiul, cu buletinul de București, n-aveai voie, fiind de Ministerul de Interne, imediat s-au făcut verificările, toate neamurile, învățătoarele, toate, a noua speță s-a verificat, am corespuns și așa am ajuns la Ciocârlia, urmând ca peste an și an să preiau conducerea, că am devenit și directorul ansamblului și am ajuns să mă și pensionez de la ansamblul Ciocârlia sunt și din Ministerul de Interne. Sunt momente extraordinare, o viață întreagă. Da. Nu pot, pentru că suntem în familie, fiind alături de dumneavoastră, să nu vă rog, sigur, telespectatoarele vor un ingredient minune pentru acest chip impecabil, nu mai spun de ochi, zâmbetul tot timpul la purtător. Ce să nu ne lipsească pentru a radia de fiecare dată? Nu? Dificultate. Că ori toate femeile sunt frumoase. Doar că sunt unele dintre noi suntem mai neglijente. Na. Și avem momente în care ne neglijăm. Dacă ar fi mai atente, pentru că fiecare are frumusețea ei, să-și evidențieze frumusețea și să-i râdă, să zâmbească tot timpul ca să urmărească și soarele. Chiar mă gândeam la chestiunea asta. Da? Și veneam pe drum încoace și mă dogorea soarele chiar pe partea mea. Da. Și mă dogorea așa dintr-o parte și zic. Și eu vorbeam așa, ca nebună în mașină, zic. Tu râzi la mine, râd și eu la tine. Contează foarte mult atitudinea. Exact. Și vine din interiorul nostru. Așa mă supăr, iar îmi bate soarele. Da, ar fi fost... Râzi tu la mine, că râd și eu la tine. Monedă, și nu? Așa m-a încălzit. De... Nu? Da. Adică să toate găsim în toate lucrurile până la urmă partea bună. Numai partea bună. Să vedem numai partea bună, da. Și acum vă mai spun ceva. Ce ar însemna viața? Da? Și părțile mai puțin bune. Ce ar însemna viața? Ia gândiți-vă pe un monitor de ăsta când monitorizează inima. Ați văzut? Da. Tic, tic, și tic, să fii numai... tic, tic. Și da, dacă vine ce ne facem? Deci viața are urcușuri și coborâșuri. Și să le luăm, să ne bucurăm de fiecare, să învățăm câte ceva din acele coborâșuri. Să ne ridicăm frumos și mai înțelepți. Nu pot decât încă o dată să vă mulțumesc mult de tot pentru toată lecția pe care ne-ați oferit-o astăzi. Vă îmbrățișez cu tot dragul. În familie să ne fie cel mai bine tuturor. Doamne ajută! Vreau să-i dăm legătura lui Doru la găteala săptămânii, să vedem dacă și acolo finalul. Și pe noi. Noi suntem la o dietă și nu. Uitați, avem tortul aici. Face parte din dietă, răsfățăm. Exact. Vom vedea ce s-a întâmplat și la rubrica de transformare alături de Adriana și Andreea. Și bineînțeles, doamna Steliana Sima va încheia ediția noastră de astăzi cu încă o piesă superbă. Ce frumoasă este viața! Lângă tine, Neica al meu! Iulie prepară puiul la ceaun. Puiul de găină, bineînțeles. Iată ce bucăți de pui, de cocoran, cum mi se spune aici în zonă. Am pus apă, am pus un pic de ulei, nu? Da. Sare. Și fierbe până când scade apa, sau cum? Scade apa și se face ca un fel de gelatină și se face o carne foarte moale, adică... Da, la final o să punem usturoi, nu? Da. Se prepară lutinița aici. După cum vedeți, așa se toacă aceste legume. A pus Iulie și ardei iute. Am pus tot cu semințe, pentru că o să mâncăm ceva mai condimentat. Mai condimentat, toată lumea a fost de acord că e bună mai iute. Trebuie să vă reamintim că la final trebuie să punem sare pentru a spori gustul, piper, un pic de ulei
Și cam asta este. Iuli ne spunea că se poate clar mânca în locul cărnii. Deci va fi extrem de gustoasă. Iată, această mixtură de legume puse pe grătar, pe jar. Au fiert legumele, s-a făcut zeama și acum punem peștele frumos luat de pe grătar și îl mai ținem aici 2 minute, bănuiesc, nu? 5-7 minute. Da, pentru că se fărâmă dacă îl ține mai mult, atât cât să-și ia gustul. După care venim cu usturoiul. Și usturoiul aici cred că trebuie pus cam 2 căpățâni bune de usturoi. Zic eu, nu, Iuli? Da. Cam 2 căpățâni, după care o să venim cu niște cimbru verde să-l batem. Dragii noștri, am gătit astăzi pe malul Dunării la Calafat ceva nemaipomenit de gustos. Pe mine trebuie să mă scuzați, am gustat dintr-un ardei iute și de-abia pot să vorbesc în momentul ăsta, dar îmi revin. Am gătit saramură de crap, cea mai bună saramură am gustat-o înainte, din câte am mâncat până acum, și un pui la ceaun. Îi datorăm bucătarului nostru, Iuli, toate cele, plus ajutoarele care i-au participat, plus un platou frumos cu scrumbie, pe care de-abia așteptăm să-l mâncăm. Pentru scrumbie și pentru saramură am pus, cum se face la Calafat, bucăți de mămăligă pe jar. E altceva, încercați și dumneavoastră dacă sunteți în aer liber undeva. Și acolo avem lutenița. Lutenița a ieșit un pic picantă, dar așa trebuie, așa trebuie, așa. Pentru că altfel nu cred că ar avea gustul pe care l-așteptam. Suntem aici, ne e bine, de-abia așteptăm să gustăm, să ne înfructăm din aceste bucate nemaipomenite. La revedere pe ediția viitoare! Transformarea noastră, dragi prieteni, a ajuns la final. Ana este așa o frumusețe exotică, este atât de bine bronzul, machiajul impecabil, coafiura la fel. Te rog, Adriana, să-mi spui mulțumită de ce ai reușit să faci așa, să meșterești prin părul ei. Eu sunt mulțumită și cred că se vede și pe fața ei că ea este mulțumită și pentru mine este cel mai important când clienta, clientul în general, pleacă mulțumit din salon. Ăsta este scopul nostru și pe noi asta ne interesează. Se vede diferența față de atunci când am început, că are alte nuanțe la păr, o prinde foarte bine, îi scoate foarte bine părul în evidență, ea are o structură foarte subțire, nu este tapat decât partea de breton, are o împletitură pe laterală și este lucrat cu placa așa cum se poartă în zilele noastre, adică totul pe rapid, pe repede înainte, cum se spune. Dar de efect. Dar de efect. Este glamuroasă. Este superbă, pentru că asta înseamnă tinerețe, în primul rând. Mulțumim mult de tot, drag. Sigur, și Ana este încântată. Acum o să o rog pe Andreea să ne spună câte ceva despre machiajul care vine atât de bine în completarea coafiurii realizate de tine. După cum vedeți, machiajul a ajuns la final. Exact. I-am realizat și partea a doua de pază la feței. Da. Am folosit nuanțe de portocaliu pentru a-i scoate foarte bine în evidență ochii albaștri alături de negru, care conturează efectiv conturul natural al ochilor. Și am folosit un gloss de buze pentru că ea are buzele foarte pline și merge extraordinar de bine ca să evidențieze acest aspect. Iar pe ansamblu, look-ul Anei este unul de spectacol. Exact. Chiar foarte frumos a ieșit totul și sperăm că și ei place. Cu siguranță. Și eu vă felicit încă o dată. A fost o adevărată plăcere să vin aici în acest salon și să primesc și eu la rândul meu o asemenea lecție atât de make-up cât și de hairstyling. Cu drag să ne revedem și la ediția următoare. Vom realiza acum, evident, finalul emisiunii noastre de astăzi în familie. We'll be right back.
Dragii noștri prieteni, ne bucurăm că am petrecut cu dumneavoastră clipe frumoase la emisiunea În Familie. Zicem că În Familie este cea mai bună alegere. Mulțumim încă o dată tuturor invitațiilor. Și vă așteptăm pentru data viitoare să fiți în fața ecranelor, să fim alături cu toții. O zi frumoasă în continuare, pe săptămâna viitoare. La revedere! La revedere! Ce frumoasă este viața lângă tine, neical meu. Am jurat să-ți fiu alături și la bine și la greu. Soarele când ne privește, parcă ar sta mirat în loc. Să se uite când cu drag mă strângi în brațe cu foc. Soarele când ne privește, parcă ar sta mirat în loc. Să se uite când cu drag mă strângi în brațe cu foc. Drag mi-e să mă joci în horă când e sărbătoare în sat. Te-aș alege dintr-o mie, ești cel mai frumos băiat. În straie de sărbătoare, Doamne, cât ești de folos. Parcă ai fi bujor în floare, zău că ești cel mai frumos. Straie de sărbătoare, Doamne, cât ești de folos. Parcă ai fi bujor în floare, sau că ești cel mai frumos. Oare cum ar fi pe lume dacă n-ar fi dragostea? Cum aș trăi fără tine dacă nu te-aș mai vedea? Fără tine, puișor, ce s-ar face inima? Fără dragoste și dor, viața farmec n-ar avea. Fără tine, puișor, ce s-ar face inima? Fără dragoste și dor, viața farmec n-ar avea.